Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vreau să vorbim despre Constanță. Stai alături de mine! Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vreau să vorbim despre Constanța și ce înseamnă Constanța în viața noastră și cum ne influențează eu știu viața din punctul meu de vedere. Ceea ce, ceea ce este foarte important de știut în legătură, cu, în legătură cu Constanța este faptul că este grea, este uh, obositoare, este unori îți vine să renunți la tot, pentru că evident în momentul în care încep să depui efort suficient de mult pentru a atinge un obiectiv, indiferent care este el, nu știu, plecăm de la ideea de a îți ridica nivelul de energie, nu știu, de a slăbi câteva kilograme, de a evolua în, nu știu, a cunoaște și a evolua din punct de vedere a educației, Constanța, această constanță și bineînțeles în contextul în care ea există, nu este, nu este ușor de făcut. Din acest motiv sunt foarte mulți oameni care nu reușesc să-și să atingă, să atingă țelul sau obiectivele pentru că mai devreme sau mai târziu renunță la, la călătoria pe care sau în călătoria, se opresc din călătoria în care au pornit și bineînțeles mai devreme sau mai târziu ei cad de pradă exact aceluiași sistem, aceluiași mod de... Gândirea acelui aceeași greutăți și așa mai departe. De ce, de ce spun că Constanța este grea? Pentru că și cred că acest lucru și uite pentru cei care m-au auzit de foarte multe ori spunând că secretul maestriei este întotdeauna, stă în Constanță, uh, pentru că nu, nu poți să pleci cu ex, asta, cu cunoștințe extraordinare, cu motivație extraordinară, cu determinare extraordinară, cu uh, eu știu încurajarea și engagementul că tu vei obține acel rezultat fără să depui munca. Această muncă pe care, și acum când spun muncă, poate să fie orice. Muncă poate să fie ceva care îți place și este ușor, pe de altă parte poate să fie și un lucru greu. Mi-aduc aminte de, de fapt chiar de curând am primit un mesaj pe YouTube din partea unui urmăritor care îmi spunea că Oi, George, la, câte, la, la cât de faine și cât de valoroase sunt informațiile pe care le oferi, mă surprinde faptul că tu ai doar atâția subscriber și cumva de ce nu te urmărește mai multe lume? Că fă ceva deci era atât de pornit și m-am bucurat pentru că am văzut și m-am bucurat și mulțumesc dacă ascultă și acest podcast de, de feedback-ul acesta că să fac ceva să promovez, să, să fac ceva care să mă ajute să urc canalul ăsta să urc numărul de audiențe și de vizualizări și am răspuns cumva că până se indexează, nu știu, videourile și informația și conținutul în, în social media, mai durează. Deci este nevoie de răbdare, un pic de răbdare. Asta nu înseamnă că nu au fost momente și pentru mine în care am spus că pur și simplu îmi doream rezultatele, mai răbdare. știam și vedeam feedback-ul din partea celor care mă urmăresc și îmi doream din tot sufletul să ajungă informația la mai mulți oameni. Pe de altă parte și în egală măsură... Uh, pentru că sunt o persoană care întotdeauna am, am un calendar, am un program și caut să-l respect cât pot de mult în proporție de 90% 100, aș putea spune că mi-l respect și sunt constant în ceea ce fac. Uh, mă ducea în punctul în care uh, știi când evaluezi uh, constanța, pardon, rezultatul, acțiunea cu rezultatul și îți dai seama că și tu ai fi putea, și tu simți că ai putea să faci mai mult decât să ai obține rezultate mai bune sau mai multe față de ceea ce tu te aști, sau de ceea ce ai. Uh, apare dezamăgirea și uh, tot timpul stai și te gândești, ok, de ce am pornit uh, în această călătorie, de ce am pornit să uh, acces canal, de ce am pornit uh, eu știu, să slăbesc, uh, de ce am pornit această afacere, de ce am pornit și am intrat în, în acest proiect. Uh, iar Constanța, din punctul meu de vedere, cred că este uh, exact medicamentul, dacă vrei să... Știți. Deci, din punctul meu de vedere, și este o opinie personală și chiar vă încurajez să, 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 să luați în considerare dacă simțiți. Constanța, din punctul meu de vedere, e medicamentul pentru a continua și a merge mai departe. De ce? Pentru că mintea, în momentul în care se obișnuiește cu un anume lucru, în care tu crezi, da, o acțiune în sine, uite, să fac podcast-uri, să fac videouri în social media, să merg constant la, la sală să, pentru a zlăbi, să fac un obicei, nu știu, bana, să citesc, Constanța aceasta și în zilele și în momentele în care n-am chef și sau sunt dezamăgit sau nu am, nu știu, nu am starea potrivită pentru acel lucru, automat obiceiul și știu că am un obiectiv suprem și am în minte ceva pe care vreau să-l obțin, mă pun și fac acel lucru. Bineînțeles că dacă l-am făcut suficient de mult și îmi place să fac acel lucru, indiferent care este, automat îți, se, se reactivează și te reactivezi și energia ți se reactivează de cele mai multe ori, asta este din punctul meu de vedere, și, uh, evident, te, iară te conectezi la obiectiv, iar te conectezi la motivul pentru care faci acel lucru și ușor ușor încep să, să mergi mai departe. Ceea ce este interesant este că, așa cum am spus de nenumăratori, acțiunea în sine este cea care îți va da rezultate, nu intenția sau gândul. Foarte mulți spun de luna viitoare, de anul viitor, de uh, curând sau someday sau o chestie de genul ăsta. Ei, hey, Constanța, din punctul meu de vedere, dacă știi să o faci și ai claritate, sau în momentul în care ți-ai setat un obiectiv și ai claritate în, eu știu, în, punctul la care vrei să ajungi și locul în care vrei să ajungi, te va, ajuta să, te va ajuta să treci peste toate momentele. La fel se întâmplă și când ai, eu știu, rezultate extraordinare, îți aduce aminte că ai fost constant și să te bucuri de ce, de ce ai făcut. Pe de altă parte, și când nu ești într-o stare potrivită, la fel să-ți aduci aminte că rezultatul pe care ți-l dorești te-a te condus. Deci traseul în sine și drumul în sine este, din punctul meu de vedere, și eu l-am descoperit destul de târziu, deci în afară de, că, adică plecând de la ideea de, eu știu, quote, da, în care spui Constanța este arta, este mama moestriei, dar să o practici și să o înțelegi și să înțelegi că de fapt drumul acela este înseamnă satisfacția și călătoria în sine este un rezultat, să știi că nu e ușor de înțeles. Așa din citate putem să vorbim, dar dacă vorbim de a fi constant și mai zic o chestie. Predictibil sau nu, nu poți să-ți dai seama când se va întâmpla sau vei obține acel rezultat. Se întâmplă, uite, într-un proces de a reduce greutatea. Corpul reacționează în felul său. Are are perioade în care probabil, eu știu, vezi niște rezultate după care stagnează. Poate să stagneze și un an de zile, poate să stagneze și doi ani de zile. Depinde foarte mult de stilul de viață, depinde, depinde de mulți factori, de metabolismul tău. Deci sunt foarte mulți factori și atunci, evident, dacă tu n-ai fi constant, automat, să te-ai întoarce automat la, la momentul în care ai plecat. Dacă ești constant și înțelegi că acea, de fapt, drumul, călătoria în sine sau modul în care ți-ai schimbat viața, înseamnă și acel lucru, automat vei obține rezultate. Uh, nu știu dacă, știi, n-aș vrea să completez sau n-aș vrea să vorbesc despre acest lucru sub formă de uh, mesaj motivațional. Încercați să vă uitați în viața voastră, încercați să vă uitați în activitatea voastră care sunt acele lucruri care vă plac, pe care le, nu știu, dacă le faceți când și când, căutați să le prindeți în rutina voastră constantă, da, să o puneți constant în rutina voastră și nu îi dați un trebuie. Dacă îi dați un trebuie înseamnă că nu mai e plăcere sau veți simți aceste momente în care, eu știu, ești down și vei vrea să renunți. În schimb, când spui, nu, asta este viața mea, acesta este stilul meu, ți se întâmplă să n-ai nici chef să mănânci și nu înseamnă că este o provocare. Dacă nu te simți ok și să mănânci anumite lucruri sau să mănânci într-o zi, nu înseamnă că trebuie să mănânci pentru că ești constant, că trebuie să mănânci. Spui, nu mănânc, astăzi nu mănânc. Dar pe de altă parte, dacă trebuie să mănânc sau, mă rog, am rutina mea să mănânc, o să-mi pun o rutina mea să mănânc un fruct, să mănânc un mic dejun, să mănânc ce am de mâncat sau să-mi respect programul de masă, pentru că știu că în contextul acesta energia mea este constantă. Uitați-vă că inclusiv aici funcționează, uite că dacă tot povesteam, dacă îți faci o rutină de alimentație cu o cantitate de mâncare constantă da, și uh, potrivită gramaj, inclusiv calorii, de pe parcursul zilei, n-ai cum să te simți obosit, cum să... Uh, n-ai cum să îți schimbi starea, pentru că aici este provocarea. Dacă ai mănânci mult deodată, după care nu mai mănânci nu știu câte ore, după care iară faci nu știu ce, de da? și așa mai departe. Există o grămadă de, de, de programe și intermittent fasting este un program, de exemplu, pentru, dar în urmă tot este o constanță, pentru că corpul se obișnuiește și practic tu -ți, te, 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 te alimentezi corpul și mintea cu un program care îți dă și îți echilibrează pe, pe rutina pe care tu, ai, tu pe care ți-ai propus-o și direcția în care vrei să mergi. Deci nu e, nu e vorba de metodă, nu vreau să vorbesc neapărat de slăbire, vreau să dau ceva care Uh, să dau exemple care să vă fie foarte ușor de, uh, de, de înțeles și putem să le transpunem ulterior în, unde, unde o fi. Uh, un business, la fel, în afaceri, la fel se întâmplă. Uh, mare, mare parte din afaceri, adică în primii trei ani de zile șuează sau se opresc sau nu mai funcționează. Pentru că se pornește de fiecare dată într-un fuleu din asta în care spun, mamă, o să fac, o să dreg, o să, uh, eu știu, o să obțin rezultate uimitoare. Și bineînțeles că pe parcurs la un moment dat apar dificultăți și am repetat asta chiar de în ultima perioadă, am tot spus, să fii antreprenor chiar nu este, uh, nu este ușor și ai nevoie de extrem de multe informații și cunoștințe pentru a putea gestiona un business în toate domeniile. Deci nu ai nevoie doar de un talent și de a fi bun în ceva, pur și simplu ai nevoie de foarte, foarte multe lucruri. Cei care uh, sunteți pe un punctul în care să porniți o afacere, să vă gândiți întotdeauna să vă luați un mentor sau să lucrați cu cineva care să vă ajute cel puțin în primii trei ani. Dacă ești antreprenor de ceva vreme și ne ai rezultate Este același lucru Caută să vezi ceea ce nu știi și ce ai de dezvoltat la tine Și asta este din punctul meu de vedere O recomandare Și asta vă zic din, și din experiența mea Pentru că am avut Deși am fost apropo de lucrul acesta Am fost o persoană extrem de constantă și extrem de eu știu, disciplinat în afacerile mele, a fost un moment în care acest lucru de a, edu, de a mă educa și am dezvoltat din punct de vedere antreprenorial și în special în zona financiară, că acolo am avut anumite provocări pentru că nu, eu știu, nu m-am abdatat cu anumite informații și cu anumite puncte de legislație și multe altele, evident, care țin de afacere, m-au condus la a, a lua decizii greșite. Constant, dacă e aceeași decizie și greșită, te va conduce, evident, la un rezultat. În schimb, dacă continui și îți faci update la ceea ce ai de făcut și continui, da și îți faci update-ul de educație, îți faci update-ul de constanță, este imposibil să nu obții rezultate. Este efectiv imposibil. Deci, cu alte cuvinte, cam asta este din punct de vedere constanță. Deci, ai mai multe planuri în care sunt de stai pe mai multe planuri în momentul în care vrei să evoluezi și fiecare din aceste planuri să le pui pe un plan de evoluție și dezvoltare constantă, astfel încât ele să se închidă într-un rezultat pe care tu-ți-l dorești. Deci, în felul acesta păstrezi uh, un, nu știu, greutatea corpului sau păstrezi o stare anume sau ea pune egal ce vrei tu după, uh, evoluezi, uh, te dezvolți, crești, da? Acești pași mici pe care tu ți faci și îi faci constant și îi faci de fiecare dată te conduce la rezultate uimitoare. Pentru că uh, se înține uh, eșecurile sau nu rezultatele negative vin dintr-o lipsă de constanță în ceva. Da? Ai întrerupt dezvoltarea și învățarea și educația, ai întrerupt networking-ul, ai întrerupt conexiunea cu anumite informații care să te ajute în dezvoltarea sau în inovație. Sunt o, grămadă de, sunt o grămadă de factori. În primul și în primul trebuie să știi pe ce trebuie să fii constant. E foarte important. Pe de altă parte, să faci munca în sine. Așadar, întorcându-mă la, la subiectul pe care, de care am vorbit, Constanța înseamnă practic... Acea muncă și acea plăcere aș putea spune, să știi pe ce puncte vrei să te dezvolți, care sunt pașii și cum îți pui în calendarul tău, în orarul tău, acea rutină care să te conducă la rezultat, să faci munca respectivă, pentru că pașii mici adunați înseamnă un rezultat mare. Dacă vrei să faci dintr-o dată, cum am avut la un moment dat într-o sesiune pe cineva care îmi spunea că, uite, a trecut printr-un moment dificil din punct de vedere uh, al profesional și... Acum simte nevoia să învețe și să caute orice variantă, să învețe, să acumuleze, să asimileze și exact asta i-am spus de la bun început. I-am spus, zic, îți face impresia că în șase luni de zile dacă vei citi 10 cărți sau 20 de cărți și vei merge la 20 de cursuri, se va întâmpla ceva diferit? Da, vei aduna informație foarte multă, dar urmează aplicatul. Iar aplicatul înseamnă ce se potrivește pentru tine și, și să păstrezi la fel de mult cum faci input să faci și aplicarea constant. Pentru că așa se instalează în mintea ta și în celulele ta și în corpul tău cunoștințe și informația. Nu vine doar pe bază informației. Deci aici este, aici este apropo de lucruri. Constanța este o muncă de... este un maraton. Da, uite, poate să fie un... Poți să, să fac o analogie, da? Deci este un maraton, nu este un sprint. Da, deci Constanța este un maraton, iar ca să poți fi constant în ceva, în ceva în care crezi și bineînțeles nu că trebuie, este legat de ceea ce ți-e -ți place. Deci să fii conectat la ceea ce ți-e -ți place, la ceea ce tu simți, la ceea ce tu vrei să obții rezultate, să vezi din Constanța ce e o plăcere, să nu vezi neapărat o muncă. Sunt momente în care și acea Constanță, dar dacă dintr-o sută de repetări... Nu știu, 5-7 nu ți se potrivite sau nu te simți potrivit sau în regulă cu, cu momentul acela. Este ok. Dacă din 27 nu ai chef, este alt procent de conversie. Deci e, e bine să înțelegem acest lucru, iar diferența între, nu știu, de 13 ori să repetăm sau să repezi de 93 de ori un lucru, e o mare diferență. Și atunci, cu siguranță, rezultatele sunt total diferite. Am primit foarte multe. Uh, cel puțin în ultimul timp, de când am pornit uh, această călătorie în social media și în podcasting și fac o grămadă de podcasturi, îmi place foarte mult podcastul, dacă întreb pe mine, uh, și video podcastul, uh, în special uh, zona de uh, podcast, uh, uh, sunt admirat, ai câte episoade ai făcut, câte lucruri extraordinare ai făcut și atât de multe într-un an de zile și am spus pentru că eu iubesc să fac, am în calendarul meu zi de podcast, uh, îmi place foarte mult să fac podcast. Am avut opțiunea să, dacă vorbeam de număr, aveam opțiunea să înregistrez într-o singură zi, să zicem, 10 episoade sau 5 episoade și după aceea să le postez. Am spus că nu-mi place să fac acest lucru, pentru că ar fi un trebuie care să-l fac, nu știu, să fac acele episoade, eu știu, într-o stare în care nu mă simt confortabil, prefer să-mi păstrez în rutină, pentru că pentru, dincolo de a face podcastul, înseamnă și ceea ce simt și ceea ce îmi place să fac, să simt Că transmit, să simt că uh, mesajul meu ajunge la în partea cealaltă la audiență. Deci, cred că aici este toată povestea și pentru mine nu este o boseală sau o faptul că nu am uh, că trebuie să fac, de exemplu, podcast. Pe de altă parte sunt momente și au fost momente programate în, în anumite zile, unde sunt, zilele sunt diferite. Au fost zile în care am avut și alte activități și am fost obosit sau uh, am simțit că nu sunt în energia potrivită. Și atunci, evident, am făcut-o că trebuie, după care am început să mă uit în calendar și am început să mi-așez în la intervale de oră astfel încât să nu mai simt că sunt obosit și să fiu în energie. Pun foarte mult accentul pe aceste momente, că este un podcast sau o întâlnire cu unul dintre clienții mei la acele ore și asta vorbește de orar uitați-vă pe YouTube, am făcut un chiar am făcut un video despre cum să-ți faci un program și orar să vezi ce înseamnă ore de aur, deci mi le-am pus la ore de aur de ce? Tocmai pentru a fi în energie și a fi în, în vibe, pentru că îmi place, îmi place ceea ce fac și uh, a fi constant în ceea ce îți place din punct de vedere înseamnă măistrie și înseamnă și a aduce evident și rezultate. Deci răspunsul pentru uh, aceia dintre voi care m-ați întrebat sau m-ați apreciat, vă mulțumesc din suflet, dar vine din plăcere. Fac ceea ce fac, fac cu drag uh, și iubesc să fac acest lucru. Așadar, asta înseamnă constanță, constanță înseamnă pași mici făcuți, repetați și să faci în așa fel încât uh, să-ți să placă și să fie ceva care îți place, uh, de să nu faci din uh, constanță un must, uh, am auzit că ai succes dacă ești constant, Sunt ce formă, nu o să funcționeze adică o să funcționeze o perioadă după care la un moment dat te crești, și spui știi ce eu până aici nu mai am niciun chef pentru că nu simți plăcerea. Da, și atunci automat vei asocia constanța cu munca, cu efortul uh, eu știu mai puțin plăcut și atunci evident lucrurile nu mai sunt în, uh, în vibe-ul care trebuie Ok, oameni buni, acesta a fost podcastul de astăzi. Despre Constanță ne vedem în următorul podcast. Înainte să închid acest, acest episod, vă readuc aminte de grupul privat pe care l-am creat pe Patreon. Linkurile sunt în descrierea acestui video podcast. Grupul acela va avea și va beneficia de informații pe care nu să le auziți în, pe social media. Sau cel puțin poate voi vorbi despre ele acum și eu știu, acum voi vorbi despre ele... În, pe grupul privat, iar ulterior vor ajunge pe, uh, în social media poate peste un an de zile sau cine știe când, sau poate chiar nu, pentru că acolo în, pe grupul privat o să aveți interacțiune cu mine, o să fac live-uri foarte multe, sau cel puțin o să, asta e planul meu, o să fac live-uri, astfel încât să puteți interacționa cu mine, să înțelegeți, deci una este să ai un video registrat și alta este să am un video despre un anume subiect și să ai și interacțiune cu mine, deci din punct de vedere acolo este, acolo văd creșterea ai posibilitatea să întrebi, ai posibilitatea să înțelegi, ai posibilitatea ai, e total diferit, deci acolo va fi focusul meu, focusul nu este neapărat să conduc către un grup plătit, conduc către un grup de, de oameni care vor să evolueze și uh, obiectivul meu este să sprijin oamenii care vor să facă uh, performanță să evolueze, nu vreau să fac audiență neapărat, uh, țin foarte mult la ce se întâmplă cu informația pe care o prezint și cum ajunge la uh, cei care uh, ascultă informația. Bun. Asta fiind spuse, linkurile sunt în descriere. Uh, urmăriți canalul pe George Nedelcu. Toate podcasturile vor, vor fi urcate începând de săptămâna trecută, adică de la episodul anterior, pe canalul Power Podcast. Toate vor fi pe Power Podcast. Deci, practic, acest podcast și toate celelalte care le voi face interviuri vor fi sub sigla Power Podcast. Este o decizie pe care am luat-o, pentru că în acest, pe acest canal vor mai fi cu siguranță și alți colegi de mei sau persoane care vor modera anumite podcasturi. Subiectul în sine vreau să se păstreze și care este obiectivul acestui canal, dar în rest, informațiile pot fi prezentate și de colegi de mei. Dan a făcut, colegul meu a făcut, de exemplu, un podcast săptămâna trecută cu tineri de tineri de, de o seamă cu el și asta au, au avut un impact foarte fain. Și din punctul de vedere mă, mă, mă bucură. Pentru că Power Podcast înseamnă power, încredere, putere. Putere, când spun putere, înseamnă putere, încredere în sine mai degrabă decât putere altfel. Bun. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi superbă și vă aștept la următorul podcast. Toate cele bune!